Este informația momentului, doamnelor și domnilor. Nelu Tătaru, dosar deschis. Unde a locuit ilegal, ne spune colega mea, Raluca Mândoiura. Raluca, ce știm? Bun găsit! În presă au apărut informații potrivit cărora Nelu Tătaru, fostul ministru al sănătății, ar fi intrat în vizorul procurorilor Direcției Naționale Anticorupție pentru că anul trecut, după izbucnirea pandemiei de coronavirus, acesta ar fi locuit ilegal într-un apartament REA PPS situat în centrul capitalei, pe strada Dionisie Lupu, la doar un pas de ambasada Marii Britanii. Cum vă spuneam, informațiile au apărut în presă. S-a scris despre faptul că acest apartament ar fi fost închiriat pe numele unui secretar general adjunct din Ministerul Sănătății, care ar fi avut dreptul să dețină o astfel de locuință REA PPS, însă în realitate acolo ar fi locuit Nelu Tătaru, dar și consilierul său, Lucian Timofticiuc. Am solicitat Direcției Naționale Anticorupție un punct de vedere cu privire la acest dosar, dacă într-adevăr se fac cercetări care îl vizează pe Nelu Tătaru, însă deocamdată nu am primit un răspuns oficial. Tot în presă s-a mai scris despre faptul că Nelu Tătaru nu ar fi putut să beneficieze de o locuință REA PPS în condițiile în care deține un apartament în capitală pe care îl închiriază și de pe urma căruia câștigă anual 42.000 de lei.